Suntem pe terenul fostului obor de animale din municipiul Botoșani, care nu mai este funcțional, nu mai avem această destinație. Și am folosit acest lucru valorificând terenul pentru investițiile noi ale primăriei Botoșani. În dreapta vom avea o creșă finanțată cu bani de la Ministerul Dezvoltării, creșă pentru copii. Iar pe acest teren pe care suntem acum vor fi 3 blocuri, 64 de locuințe pentru tineri, locuințe NZEP, care nu au un consum mare de energie electrică și termică. Locuințe pentru tinerii specialiști. În spate avem sediu DSP și DSA, dar întreaga zonă de aici va fi schimbată. Vom da jos gardul, vor fi spații verzi, locuri de parcare, stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru acești tineri. Și iată spații de servicii cu creșe, care nu va deservi neapărat acest nou cartier pe care îl înființăm. Va fi o creșă pentru toți botoșenenii. După ce am dat în folosință creșa din Anele Cișmea, creșa nouă pe care am făcut-o cu aproximativ 40 de locuri, încă mai sunt solicitări. Dar pe lângă această creșă de care vă vorbesc, creșă mică, așa se denumește, creșă mică, mai avem una în lucru pe șoseaua Iașului. Proiect de asemenea într-un stadiu destul de avansat, în etape de licitație, pe terenul pe care l-am primit de la Ministerul Apărării Naționale. Cine susține financiar investiția de aici? Aceasta cu construirea blocurilor este o finanțare PNRR, pentru care ne-am luptat și doresc să le mulțumesc colegilor că am avut rezultate extraordinare, peste 100 de milioane de euro, iar cea cu creșa mică, finanțare de la Ministerul Dezvoltării.